Doamna secretar, aveți cuvântul. Bună ziua! Pentru început dorim să aducem la cunoștință faptul că prin încheierea civilă numărul 3826/2023, pronunțată în ședința Camerei de Consiliu din data de 31 august 2023, în dosarul având numărul 7153/328/2023, s-a dispus în numele legii validarea mandatului consilierului local Varo Grigore Lucian, supleant din partea Partidului Național Liberal. În conformitate cu prevederile articolului 117 alineatul 1 din OUG 57/2019 privind codul administrativ, îl invităm pe domnul Varo Grigore Lucian în fața Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea depunerii jurământului. Subsemnatul Varo Grigore Lucian, consilier local al municipiului Turda, în conformitate cu prevederile articolului 117 alineatul 1 din OUG 57/2019 privind codul administrativ, depun în fața Consiliului Local al municipiului Turda următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Având în vedere prevederile codului administrativ, precum și regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Turda, se constată că din totalul de 20 consilieri în funcție participă cu prezența fizică un număr de 16 consilieri, iar domnul Nap Adrian și doamna Blăniță Gabriela au solicitat accesul pe platforma online conform prevederilor articolului 27 din regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Turda, aprobat prin HCL 50/2021. Domnul Nap Adrian, ne auziți? Da, vă aud, să rămâne. Bună ziua. Doamna Blăniță Gabriela. Doamna Blăniță Gabriela, se pare că nu a reușit să se conecteze la platforma online. Precizăm că ședința a fost convocată conform dispoziției primarului numărul 1247 din 22.09.2023 și este legal constituită. Având în vedere că sunt întrunite condițiile legale, declar deschisă ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Turda de azi, 28 septembrie 2023. Domnule președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc. Vreau să întreb dacă sunt propuneri legate de proiectul ordinii de zi. Domnul Sârbu? Da, mă voi abține la dezbate și la vot la proiectul 2.1. Mulțumesc. Dacă sunt alte propuneri? Dacă nu sunt alte propuneri, propun suplimentarea ordinii de zi la punctul 5.3, proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de administrare numărul 8344 din 12.04.2019, încheiat între municipiul Turda și Ocolul Silvic Valea Ierii SRL. Inițiator, primarul municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. Vreau să întreb cine este pentru introducerea acestui proiect pe ordinea de zi. Domnul Nap. Se pare că domnul Nap nu ne mai aude sau nu-și poate exprima votul. Sunt 16. Pentru. Bine, mulțumim. 17 voturi pentru. Împotrivă, abțineri.
La punctul 5.5, proiect de hotărâre privind neasumarea de către municipiul Turda a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor, respectiv a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României pentru perioada 2023-2029. Inițiator primarul municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. Cine este pentru introducerea acestui proiect pe ordinea de zi? Domnul Nap? Pentru. Vă mulțumesc. Unanimitate. Se supune la vot ordinea de zi actualizată. Cine este pentru? Domnul Nap? Pentru. Vă mulțumesc. 17 voturi pentru. Intrăm în ordinea de zi. Punctul 1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al ședinței precedente. La ședința extraordinară din data de 21.09.2023 au participat 18 consilieri locali din totalul de 19 consilieri locali în funcție. În cadrul ședinței s-au dezbătut 3 proiecte de hotărâre, rezultând astfel hotărârile Consiliului Local de la numerele 203 până la 205 per 21.09.2023. Cine este pentru? Domnul Nap? Pentru. Vă mulțumesc. 17 voturi pentru. Punctul 2. Probleme ale arhitectului șef. A intrat și doamna Blăniță. Ne puteți spune dacă ne auziți, doamna Blăniță? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, vă aud! Bună ziua, în regulă. 2.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ RLU, PUZ Nucleu numărul 3, Turism Urban Municipiul Turda, în Municipiul Turda, zona Stadion Municipal, județul Cluj. Inițiatori, consilierii locali, domnul Cojocaru Igor, doamna Costea Anca Nadia, doamna Cep Leila, domnul Joldeș Mircea Traian, domnul Năstase Paul, domnul Nemeș Arpad, doamna Orbean Ioana, doamna Pârlea Daniela, domnul Sălăgean Aron Adrian, domnul Sima Radu Mihai și doamna Sur Mara. Avizul comisiei numărul 3, vă rog. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții la acest proiect, doamna Vancea. Proiectul a fost în dezbatere publică și este inițiat la data la care doamna consilier Orbean Ioana era consilier local, respectiv data de, numai o secundă că vă spun acum și data, 11.07.2023. Domnul Teban. Doi. Vă mulțumesc, domnul președinte. Am și o întrebare către inițiatorii acestui proiect. Din păcate, citesc din memorie, tableta nu este încărcată. Am observat că acest proiect are un aviz din 2019, care normal ar trebui să fie impus printr-un certificat de urbanism. Un certificat de urbanism care bănuiesc că s-a făcut în urma avizului din 2019. Eu nu l-am văzut certificatul de urbanism. Oricum, el ar fi valabil 2 ani de zile, deci a expirat în 2 ani mai târziu, în 2021. De asemenea, vreau să-i întreb pe inițiatori în acest aviz la punctul 8, dacă bine rețin, mă scuzați, n-am proiectul în față, scria acolo că se va interzice tuturor locuitorilor din zona stadionului să mai facă reparații capitale la casă. De ce vă doriți, domnilor consilieri, ca oamenii să nu-și mai repare casele? Și ce înseamnă zona stadionului? Un metru, doi, zece kilometri în jurul stadionului, ca să știe și locuitorii din Turda, cine nu mai are voie să-și repare casa? Mulțumesc! Bună ziua!
Deci, în primul rând, o să verificăm cu certificatul de urbanism pentru data de 2019, iar legat de firma care a propus acest proiect, firma Poliart, o să verificăm pentru ceea ce înseamnă legat de casele și reparațiile care sunt legate de zona stadionului. O să primiți un răspuns foarte scurt, într-un timp cel mai scurt posibil. Și aștept răspunsul de la domnii consilieri, de ce nu vă doriți să-și repare casele oamenii de acolo? Dacă mai sunt și alte intervenții legate de acest proiect? Dacă nu mai sunt intervenții, vă propun să trecem la vot. Cine este pentru? Domnule Nap? Abținere. Am înțeles. Împotrivă? Abținere. Doamna Blăniță? Votez împotrivă. Împotrivă. Avem 11 voturi pentru, 4 abțineri, 2 voturi împotrivă și un coleg a anunțat că se abține de la vot și deliberări la acest proiect. 2.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului. Proiectul avea numărul necesar de voturi 11 din total, majoritate absolută. 2.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind deliberarea avizului de amplasament provizoriu pentru terasele sezoniere din zona centrală a municipiului Turda, județul Cluj. Inițiator, primarul municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. Rog avizul Comisiei 3. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții la acest proiect? Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt intervenții, vă propun să trecem la vot. Cine este pentru? Doamna Blăniță? Pentru. Domnul Nap? Pentru. Vă mulțumesc. Avem 18 voturi pentru. Punctul 2.3. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ RLU, introducere teren în intravilan, construire hală cu funcțiunea comerț, cort, depozitare, amenajări exterioare, anexe tehnice, rețele exterioare, împrejmuire, semnalistică exterioară în municipiul Turda, strada Câmpiei numărul 114, județul Cluj. Inițiator, primarul municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. Rog avizul comisiei numărul 3. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții la acest proiect? Dacă nu sunt intervenții, vă propun să trecem la vot. Cine este pentru? Doamna Blăniță? Pentru. Vă mulțumesc. Domnul Nap? Pentru. Vă mulțumesc. 18 voturi pentru. Punctul 3. Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală. 3.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG numărul 64/2022 pentru obiectivul modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a municipiului Turda. Inițiator, primarul municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. Rog avizul comisiei numărul 1. Mulțumesc. Avizul comisiei numărul 3. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții la acest proiect? Dacă nu sunt intervenții, vă propun să trecem la vot. Cine este pentru? Doamna Blăniță? Pentru. Domnul Nap? Pentru. Vă mulțumesc. 18 voturi pentru. Punctul 4. Probleme ale Direcției Tehnice. 4.1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de necesitate. Inițiator, primarul municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. Avizul comisiei numărul 2. Mulțumesc. Avizul comisiei numărul 4. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții la acest proiect? Dacă nu sunt intervenții, vă propun să trecem la vot. Cine este pentru? Doamna Blăniță?
Pentru. Mulțumesc. Domnul Nap? Pentru. Vă mulțumesc. 18 voturi pentru. Punctul 5. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală. 5.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al societății Salina Turda S.A. Inițiator, primarul municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. Rog avizul comisiei numărul 2. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții la acest proiect. Dacă mai sunt și alte intervenții la acest proiect. Dacă nu sunt intervenții, vă propun să trecem la vot. Cine este pentru? Doamna Blăniță? Pentru. Domnul Nap? Pentru. Vă mulțumesc. 17 voturi pentru. Punctul 5.2. Proiect de hotărâre privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Turda ca urmare a validării mandatului de consilier local supleant al domnului Varo Grigore Lucian din partea Partidului Național Liberal. Inițiator, primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. Rog avizul comisiei numărul 2. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții la acest proiect. În regulă. Dacă mai sunt și alte intervenții la acest proiect. Dacă nu sunt, vă propun să trecem la vot. Cine este pentru? Doamna Blăniță? Pentru. Domnul Nap? Pentru. Vă mulțumesc. 17 voturi pentru. Punctul 5.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de administrare numărul 8344 din 12.04.2019 încheiat între municipiul Turda și Ocolul Silvic Valeieri SRL. Inițiator, primarul municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. Avizul comisiei numărul 2, vă rog. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții la acest proiect. Dacă nu sunt intervenții, vă propun să trecem la vot. Cine este pentru? Doamna Blăniță? Mă abțin. Domnul Nap? Abținere. Împotrivă? Abținere. În regulă, 12 voturi pentru, 4 abțineri și 2 voturi împotrivă. Punctul 5.4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Turda în comisiile de administrare, în consiliile de administrare și în consiliile de evaluare în cadrul unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Turda. Inițiator, primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. Rog avizul comisiei numărul 2. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții la acest proiect. Dacă nu sunt intervenții, vă propun să trecem la vot. Cine este pentru? Doamna Blăniță? Pentru. Domnul Nap? Pentru. Vă mulțumesc. 18 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind neasumarea de către municipiul Turda a responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor, respectiv a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României pentru perioada 2023-2029. Inițiator, primarul municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. Dacă sunt intervenții la acest proiect. Domnul Cologi. Domnule președinte, eu am o nelămurire aici. Consiliul Județean solicită un răspuns în termen de 15 zile. Ceea ce înseamnă că ultima zi ar fi fost în data de 5 septembrie la acest proiect.
Aceeași intervenție am avut-o și noi asupra adresei de înaintare pe care am primit-o de la Consiliul Județean. Se pare că termenele au fost decalate. Dacă vă uitați cumva pe adresa de înaintare, o să se vadă faptul că ni s-a solicitat să formulăm un răspuns până în data de 5 a 9, iar adresa noi am primit-o 7 a 9. Deci este o decalare de termene de la Consiliul Județean. Da, bine, mulțumesc. Rog avizul comisiei numărul 1. Mulțumesc. Comisia numărul 4. Mulțumesc. Și avizul comisiei numărul 5. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu, vă propun să trecem la vot. Cine este pentru? Doamna Blăniță. Pentru. Domnul Nap. Pentru. În regulă. Împotrivă. Abțineri. 16 voturi pentru și 2 abțineri. Punctul 6. Probleme ale Serviciului Evidența Patrimoniului. 6.1. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului municipiului Turda pentru realizarea de către Administrația Națională a Apelor Române, Administrația de Apă Mureș, a lucrărilor aferente obiectivului de investiții intitulat Amenajarea râului Arieș și afluenți pentru apărarea împotriva inundațiilor a localităților Câmpeni, Baia de Arieș, Lunga Arieșului și Aval Acumularea Mihoiești, județul Alba și Cluj, pe terenurile ce aparțin domeniului public al municipiului Turda. Inițiator primarul municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. Avizul comisiei numărul 2. Mulțumesc. Comisiei numărul 3. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții la acest proiect? Dacă nu sunt intervenții, vă propun să trecem la vot. Cine este pentru? Doamna Blăniță? Pentru. Domnul Nap? Pentru. Vă mulțumesc. 18 voturi pentru. 6.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între municipiul Turda și Baroul Cluj, având ca obiect imobilul teren în suprafață de 1069 metri pătrați, situat în intravilanul municipiului Turda, strada Accente Sever numărul 19, înscris în cartea funciară numărul 63.840 Turda, cu număr cadastral 63.480, proprietatea Baroului Cluj, în vederea amenajării unei parcări publice. Inițiator, primarul municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. Avizul comisiei numărul 1. Mulțumesc. Avizul comisiei numărul 2. Mulțumesc. Și avizul comisiei numărul 3. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții la acest proiect, domnul Cojocaru. Am vrut să știu dacă s-a luat în calcul sau nu eventual, o eventuală cumpărare a terenului. Că mă gândesc așa, dacă e închirie, poate îl ținem 2, 3, 10 ani de zile, la un moment dat ăștia nu mai vor, rămâne fără parcare. Și cu banii dați. S-a luat în calcul cumpărarea sau ba? Bună ziua, evident că da. Însă Baroul Cluj a declinat această ofertă din partea noastră sau această solicitare din partea noastră de a vinde terenul respectiv. În regulă, vă mulțumim. Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu mai sunt intervenții, vă propun să trecem la vot. Cine este pentru? Doamna Blăniță? Pentru. Mulțumesc. Domnule Nap? Pentru. 18 voturi pentru. 6.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din domeniul public al municipiului Turda a fântânii arteziene din fața Teatrului Național Aureliu Manea Turda, în cadrul implementării proiectului Modernizarea Coridorului de Mobilitate Urbană Integrată în zona centrală a municipiului Turda, aprobat prin HCL numărul 138 din 25.6.2020. Inițiator, primarul municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. Avizul comisiei numărul 1.
Vă mulțumesc. Avizul Comisiei numărul 3. Vă mulțumesc. Dacă sunt intervenții la acest proiect... Domnule președinte. Pe rând, vă rog. Spuneți, domnule Nap. Dumneavoastră, că domnul președinte nu mă lasă pe mine. Lăsați-o pe doamna Blăniță, că tot timpul femeile au... Da, vă înțeleg, așa e. Mulțumesc pentru eleganță. Domnule președinte, am eu câteva... am eu o intervenție aici. Prin acest proiect ni se cere să aprobăm scoaterea din domeniul public și casarea. Dar această fântână arteziană nu mai există. Din punct de vedere legal, nu știu dacă etapele sunt respectate. Mai mult, mă interesează să aflu de ce s-a demolat, cine a dat autorizația de demolare, cine a dispus demolarea, cine a făcut demolarea, pentru că din moment ce abia acum se veniți cu această propunere de HCL, lucrurile parcă sunt puse invers. Bună ziua tuturor! Doamna Gabriela, permit să vă răspund eu, în calitate de semnatar și al proiectului de hotărâre, împreună cu colegii mei. Da, întrebarea noastră este pertinentă. Facem următoarea precizare. În 2020, prin hotărârea de Consiliul Local 138, ați aprobat implementarea unui proiect care presupune construire, desfințare, reabilitare, modernizare, mutări de stâlpi, mutări de fântâni arteziene, mutări de demolări, trotoare, borduri și alte chestiuni. Este primul document aprobat, această aprobare a scoaterii din domeniul public, este aprobarea scoaterii din inventarul domeniului public, nu aprobarea demolării acestei fântâni pe care ați făcut-o în 2020. Deci, scoaterea din domeniul public, practic, reglementează din punct de vedere contabil niște chestiuni în evidența noastră contabilă. Este, din punctul nostru de vedere, oricum ca și considerație de ordin general, considerăm că este perfect legală. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule director. Dacă mai sunt și alte intervenții, domnule Nap. Mulțumesc, am aceleași întrebări, am vrut să le pun și eu. Am primit și răspunsul în același timp. Am înțeles. Dacă nu mai sunt alte intervenții, vă propun să trecem la vot. Cine este pentru? Doamna Blăniță? Împotrivă. Domnule Nap? Abținere. Împotrivă. Abțineri. 12 voturi pentru, 5 abțineri și 2 împotrivă. Punctul 7. Propuneri, întrebări, interpelări. Înainte de a da cuvântul colegilor, îi dau cuvântul domnului Fântână, care vrea să facă anumite precizări legate de proiectul de hotărâre 2.1. Aș vrea să răspund domnului Teban legat de certificatul de urbanism. Există certificatul de urbanism numărul 40 din 18.1.2022 legat de PUZ Nucleu Turism Urban Arieș Turda. Deci se poate verifica. Deci certificatul de urbanism nu este expirat, cum ați menționat dumneavoastră. Deci puteți să... O să vi-l pun la dispoziție ca să vedeți certificatul în cauză. Am verificat și există acest certificat la documentația depusă pentru aprobarea HCL-ului. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Fântână. Dacă mai sunt alte intervenții... Aș avea eu, domnul președinte, dacă îmi permiteți. Spuneți, domnule Nap. Da, vă mulțumesc mult, domnul președinte. Trei probleme am. Una dintre ele este la intersecția Calea Victoriei cu strada Mihai Viteazu nu există marcaje și nici indicator de trecere de pietoni. Acolo
mașinile care merg spre strada Mihai Viteazu dă prioritate trecerilor, celor care trec trecerea de pieton, dar de fapt nu este semnalizată nici cu indicator, nici cu marca. Știu că s-a lucrat în zonă și probabil s-a scos indicatorul, dar din câte știu, acum momentan nu există și aș ruga, dacă se poate, să se rezolve problema, să nu avem probleme de genul, accidente sau altele. A doua problemă este legată, am tot cerut de vreo 3 ședințe de la Serviciu Contabilitate și mai cer încă o dată toate propririle sau opririle care le are municipiul Turda. Nu mi s-a dat niciun răspuns. Deci restul mi s-a dat, ăsta nu mi s-a dat niciun fel de răspuns. Solicit încă o dată totuși să mi se dea un răspuns. Și o ultimă problemă este legată, o rugăminte pentru Salina Turda. Aș vrea să știu să mi se dea în scris, în termen, repet, în termen, ce bani s-au virat pentru municipiul Turda. Data și ce sumă s-a virat. Mulțumesc mult! Dacă mai sunt și alte, doamna Vancea. Domnule președinte, avem ceva constatări din partea cetățenilor îngrijorați că în parcul Taylor, după lăsarea serii, iluminatul public lasă de dorit, în sensul că nu funcționează decât la jumătate din capacitate și, din câte am înțeles, se adună destul de mulți bărbați acolo care consumă alcool, dacă se poate verifica, vă rog. A doua problemă ar fi problema câinilor vagabonzi, care sunt destul de mulți în oraș în momentul acesta și mai ales în jurul școlilor, copiii sunt destul de panicați. Dacă se poate face ceva, mulțumesc. Domnule Cologi. Domnule președinte, eu aș vrea din nou și din nou să ridic problema. S-a trasat carosabilul pe strada Cuza-Vodă, dar nici acum nu s-a trasat trecerile de pietoni. Nu ne gândim nici o clipă ce pericol poate fi atunci când traversează copiii, au început școala. Deci trebuie să vină de pe strada Deceba, să treacă, să meargă pe tunelul lui, pe Saline. S-a terminat trasatul carosabilului, dar trecerile de pietoni încă lasă de dorit, nu sunt trasate. Chiar nu ne îngrijorăm nici un pic. Mulțumesc. S-au consemnat toate aceste lucruri. Dacă mai sunt și alte propuneri, intervenții, interpelări? Domnule președinte, eu aș vrea, dacă se poate. Spuneți, doamna Blăniță. La sesizarea cetățenilor de pe strada Alexandru Ioan Cuza, din porțiunea străzii în care trotuarele sunt sub partea carosabilă ca nivel, pe ambele trotuare nu există rigole și nu există rigole la trotuare, nu la carosabil, motiv pentru care în acest an apa a băltit, li s-au inundat subsolurile, curțile, apa băltește cu tot ce aduce cu ea, pietriș. Cetățenii solicită rezolvarea problemei lor, pentru că e deja experimentat pe pielea lor că soluția aleasă nu dă rezultate, dimpotrivă le creează pagube și de aici nemulțumiri. O altă problemă, am în iunie, în ședința ordinară din iunie, din 29-6-2023, am întrebat situația tichetelor de masă pentru angajații primăriei și serviciile subordonate. Nu am primit niciun răspuns, în continuare sunt și eu și probabil și angajații, suntem interesați de
situația acestor tichete. Dacă s-au dat, cui s-a, cât s-a dat, se vor da, aștept răspuns și dacă se poate de data aceasta în termen. Mulțumesc. Domnul Cojocaru. Am discutat și în Comisia 3 vis-a-vis de o situație care eu cred eu destul de alarmantă. Vis-a-vis de câinii vagabonzi s-au mai discutat și am mai discutat. Știu că există firme de carisaj care se ocupă și așa. Cred că avem cetățeni care nu prea respectă regulile cu proprii câini. Și de ce zic lucrul acesta? Pentru că prin prisma meseriei vreau să vă zic că în ultimele două luni avem doi pacienți care au fost mușcați de câine, de același câine, a aceluiași proprietar. Sunt câini din rase mai agresive care probabil, nu știu, ar trebui să avem poliția animalelor să verifice acești proprietari când ies pe faleze la o plimbare, să aibă botniță, să aibă tot ce le trebuie. Pentru că într-un moment de neatenție poate să se smulgă din mâini și să producă mușcături care pot să ducă chiar la handicapul pacientului care rezultă în urma acestor agresiuni. Pe lângă faptul că avem acești cetățeni care sunt irresponsabili, după părerea mea, nu știu dacă n-ar trebui verificate și acele așezăminte sau ferme de câini care sunt în interiorul municipiului. Adică în intravilană te trezești că apar ferme de câini. Poate că ar trebui verificate toate acestea, să vedem cine ar trebui să se ocupe de situația aceasta, să ne autosesizăm. Și vă zic că din propria experiență, pe strada Petru Maior avem o asemenea așezământ de câini, care nu știu cum a apărut și cine i-a dat aviz de funcționare acolo. Plus că este o doamnă care se ocupă de câini, de acei câini care îi iubește enorm de mult și noi iubim câinii și nouă ne plac, numai că poluarea fonică este dezastroasă și seara și dimineața. Plus că doamna nu știu de unde are fondurile care le are, bravo ei, felicitări pentru această muncă, dar cumva trebuie făcută în condiții legale și să ne respectăm toți pe noi. Plus că hrănește câinii de pe marginea, de pe malul Arieșului, care după ce îi hrănești de două, trei ori, te consideră, fiind câinii străzii, cel care hrănește este stăpânul lui. După aceea ei devin agresivi cu ceilalți și trec copii, trec tineret, trec bătrâni care nu se pot apăra. Cumva trebuie să ne autosesizăm, să vedem, să hotărâm lucrurile acestea. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Dacă mai sunt și alte intervenții. Domnul Fântână. Aș vrea să-i răspund tot domnului consilier Teban. În urma verificărilor raportate la avizul de oportunitate din 2019, luna octombrie, vreau să vă spun că acel aviz de oportunitate este un aviz de informare care nu este într-o fază incipientă, nu are o formă finală, deci nu este regulamentul final. Pe timpul elaborării puzului și a regulamentului final, această prevedere care era trecută în avizul de oportunitate nu mai există. Deci cum se și poate vedea. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnule Fântână. Având în vedere că nu mai sunt propuneri sau intervenții, declar ședința închisă. O zi bună tuturor!